Vorbește Lumea, instructor de sport, care mă agită foarte tare aici. Așa că astăzi ne antrenăm cu Beatrice Solaru și nu e singură. Bine ați venit, fetelor! Astăzi am venit cu Anca. Bună, Anca! Anca, atunci când nu zboară, știți cum, că ea se aruncă și din avioane, în general, este aici cu noi în platou, foarte frumos. Da. Ce faceți? Astăzi o să facem un antrenament cardio, dar o să facem low impact, adică fără sărituri. Asta înseamnă că tot timpul, cel puțin un membru, este în contact cu solul. Un membru al familiei? Un membru al corpului, adică... Al familiei corpului. Da. Ceilalți zboară, nu? Un membru al echipei noastre va fi tot timpul în contact cu solul, adică eu. Ok. E un antrenament foarte bun pentru, nu știu, persoanele care călătoresc, pentru femeile care au născut. Că tot vorbim de peripeții, nu? Ok. Dacă ai nevoie de un antrenament rapid, bun, eficient și fără să pui presiune pe articulații, fără să faci sărituri, ăsta este un antrenament potrivit pentru tine. Ai făcut foarte curioși, Beatrice, să vedem exact care membru poate să se pună în contact cu solul. Vrem să vedem. Hai. Bun, ok, o să începem prima dată cu squat, da? Cobor în squat și sus pe vârf. Squat, sus pe vârf. Ok, exercițiile astea putem să le lucrăm pe runde, da? Putem să plecăm de la 30 de secunde pe fiecare exercițiu și să ajungem până la 1 minut. Împing în picioare, strâng bine fesier, abdomen. Vă auziți cum întrăznesc încheieturile? Da, eu aud. Am primit din Berceni. Gleznele sau genunchi? Gleznele. Gleznele, da. Pentru că atunci când facem încălzirea, de cele mai multe ori uităm că și glezna este o articulație foarte importantă pe care trebuie să o încălzim. Eu ar trebui să fac asta înainte să mă pun în pat seara, mă trezesc noaptea, să mă duc la baie, îmi trezesc soția, efectiv, pentru că merg prin casă. Păi Rubel, în cazul tău este glezne de înțeles de ce. Asta a fost primul, bun. Al doilea exercițiu, brațele sunt deasupra capului, depărtăm ușor în afara șoldurilor și tragem alternativ genunchii la piept, da? Încerc să țin un ritm alert, abdomenul strâns, inspir, expir, inspir, expir. Ok? La fel, pot să plec de la 30 de secunde și pe măsură ce cresc numărul rundelor, pot să cresc și timpul de execuție. E ca un dans, nu? Nu poți să... Dacă zici, dacă așa îl simți. Baila tu corpul la alegria. Macarena, exact. Despacito. Despacito, exact. Bun. Al doilea exercițiu, o să mergem în planșă. Și avem așa, cobor în squat, am 1, 2, 3, 4, ajung cu palmele sub umeri. Ăsta l-am mai făcut odată și ții minte. Flexez genunchii aproape de podea, 1, 2, 3, 4 și revin. Și dacă era, nu era low impact și săream, nu? Da, exact. Aveam săritură, da? 1, 2, 3, 4 și revin. Hai să încercăm mai repede, ok? Hai. 1, 2, 3, 4 și revin. Sus. 1, 2. Se descurcă, mă! Da. Ce vorbești, mă? Asta este dansul adunatului de jucării din camera copilului. Încă n-ai ajuns în punctul ăla. Așa faceți voi? Da, da. Bun, ăsta este un exercițiu foarte bun care lucrează și musculatura. 3 repetări ai făcut, ai obosit. Fetele, astăzi facem ușor, Anca era ușor, astăzi scapi imediat, lasă că nu știu ce zic. Păi e low impact, adică nu ai făcut sărituri. Da, și n-am făcut nici sărituri. Fără sărituri. Cred că i-a sărit rotul la un pic. Da, exact. Bun, acum o să avem fandare spre înapoi. Facem alternativ, odată mă duc cu piciorul drept și trag genunchi la piept, las pe sol și schimb. Sus și schimb. Sus și schimb. Sus și schimb. Da, și la fel, pot să mențin un ritm alert, abdomenul tare, sus și schimb. Ok? O să simți aici și un pic partea din fața piciorului, lucrează foarte bine, mai ales dacă pe revenire rămân aici cu musculatura în tensiune. Noi astăzi am lucrat tot corpul, nu? Da, sunt exerciții care lucrează musculatura întregului corp. Eu recomand să se facă între 1 și 5 runde. Pentru primele 3 runde pauză de 30 de secunde și ultimele 2 runde încercăm să legăm exercițiile fără pauză. Și câte repetări faci din fiecare? Între 30 și 45 de secunde pe execuție pentru fiecare exercițiu. O să aveți un antrenament grozav. 15 minute cred că am reușit, nu? Faceți asta în hotel. Ca să începeți ziua în forță. Dacă sunteți în vacanță, puteți să faceți în hotel, și nu? Și vacanță pe plajă, în camera de hotel, ca să nu deranjați vecinul de fără sărituri. E minunat. Astea sunt exerciții. Îți mulțumesc frumos, Beatrice. Cu tare drag. Facem sport cu tine și pe Instagram, cum te găsim? Pe Instagram, Beatrice Solaru Fitness. Anca Gemina Fit, o găsiți și pe ea acolo, în aer. În aer. Și vă mulțumesc frumos de tot, da? Și noi vă mulțumim, zi frumoasă! Ceau! Ia uite ce frumos, zi frumoasă, cum au zis.